Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Facem bine! Facem bine! Suntem gata? Bună ziua! În primul rând am vrut să mulțumesc presii pentru acceptul de a participa la acest eveniment. Să mulțumesc domnului Zicred Mărășan, care a acceptat invitația aceasta. Motivul de ce noi ne-am strâns azi aici, pentru că facem un eveniment care noi considerăm că este unul important. Pe data din 1 iunie, ora 10:30, noi ne strângem la UNIC. Vom face un marș al tinerilor care susțin Uniunea Europeană și vom merge așa până la Parlament. În aceste zile se scrie istoria. Pe data de 20 octombrie va avea loc referendumul care va decide soarta acestei țări. Noi invităm ca tinerii să facă parte în scrierea acestei istorii. Și vreau să vă spun pe scurt care eu cred că este principalul scop al acestui marș. În primul rând, noi vrem să arătăm că suntem mulți. Noi tot în fiecare zi suntem confruntați cu diferită propagandă răspândită de Kremlin. Și tot ne pare că poate cine tot susține Uniunea Europeană. Dar de fapt, practic toți tinerii acestei țări, sau o mare majoritate, susțin integrarea europeană. Și este bine noi să vedem cât de mulți noi suntem de fapt. Și să arătăm și tuturor celorlalți cât de mulți noi suntem. Noi vrem să atragem atenția asupra noastră. Astfel de marșuri sunt bune ca să pornim o discuție, ca oamenii să înceapă să analizeze totuși care sunt preferințele tinerilor acestei țări. Și este bine ca absolut toți care vor merge la vot pe 20 octombrie și vor avea în fața lor alegerea între un viitor prosper și european pentru Republica Moldova sau rămânerea a noastră într-o zonă neutră, într-o zonă mai degrabă afiliată Estului, este bine ca fiecare să înțeleagă că majoritatea tinerilor acestei țări susțin integrarea europeană. Că majoritatea tinerilor acestei țări vor să-și facă un viitor aici, în Moldova europeană. Și noi nu vrem să fim fugăriți în această țară forțat. Noi vrem și un pic să ne cunoaștem mai bine. Participând la acest marș, a să vedeți mulți tineri de bună voință acestei țări, tineri pro-europeni. Și a să putem unii cu alții să discutăm, să ne cunoaștem. Tineri care fac parte din diferite organizații și fac parte din diferite raioane, care sunt din diferite raioane ale țării. Deja, la invitația de salutare la acest marș, s-au alăturat 13 organizații și autoguvernări studențești. Câțiva reprezentanți din ei vor vorbi și astăzi. Acesta nu este nici primul și nici ultimul nostru marș. Scop, echipa noastră susține Uniunea Europeană și noi vom depune mai departe efort și ca rândurile noastre să crească și mai mult. Și noi în continuare venim cu un apel către organizații non-guvernamentale și către tineri ca ei să se alăture la acest marș. Pentru a face acest lucru este foarte simplu, puteți intrați la mine pe pagina Sinchevici Eugeniu, pagina atât de Facebook cât și pe TikTok și să completați formularul că veți participa la acest marș. Mai departe echipa noastră va lua legătură cu dumneavoastră și vom stabili mai departe detaliile logistice. Acum, citind concret detaliile logistice, noi la ora 10:30 ne întâlnim la UNIC, vom merge până la Parlament, aici la final vor avea loc câteva discursuri și declarații ale organizațiilor care vor participa la acest marș. În momente cruciale pentru Republica Moldova, noi mereu am fost uniți. Și invitația noastră este să fim uniți și în acest proces important de integrare europeană. Vă mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit, dragi tineri, și felicitări, Eugen, pentru inițierea acestui marș. Pe 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, noi ne gândim la noi, dar și la viitoarea generație de cetățeni ai Republicii Moldova, la tineri, și știm că cel mai bun lucru pe care îl putem face astăzi pentru viitorul Republicii Moldova, pentru tinerii din Republica Moldova și pentru copiii moldoveni este să integrăm Republica Moldova în Uniunea Europeană. Și pentru asta fiecare dintre noi poate face ceva. Pe 20 octombrie va avea loc referendumul pentru integrare europeană. Și va fi foarte important ca până atunci să informăm corect toți cetățenii Republicii Moldova cu privire la oportunitățile pe care le aduce Uniunea Europeană, să spunem oamenilor ce este Uniunea Europeană, ce câștigă aduce pentru ei.
să spunem oamenilor că Uniunea Europeană este un proiect de pace, este un proiect bazat pe libertate, libertate de exprimare, libertatea de a susține pe cine dorești, de a critica pe cine dorești, fără ca asta să aibă consecințe. Libertatea de mișcare. Tinerii astăzi în Uniunea Europeană pot studia oriunde doresc, pot trăi oriunde doresc, pot lucra oriunde doresc în Uniunea Europeană și vrem ca toate aceste lucruri să fie realitate și pentru tinerii din Republica Moldova. Uniunea Europeană este un proiect bazat pe valori, bazat pe reguli, este un proiect bazat pe solidaritate. În Uniunea Europeană suntem uniți. Și când există dificultăți, fiindcă ele există și în Uniunea Europeană, nu suntem singuri, ne ajutăm și le depășim împreună. Și de aceea, și pentru Republica Moldova, integrarea europeană înseamnă că niciodată în viitor Republica Moldova nu va fi singură. Întotdeauna va fi alături de 400 de oameni din Uniunea Europeană și împreună vom depăși toate aceste dificultăți. Pentru Uniunea Europeană, tinerii sunt deosebit de importanți și sunt foarte mult. Uniunea Europeană investește în tineri și sunt foarte multe proiecte pentru tineri la nivel european. Uniunea Europeană acordă burse pentru studenți, ca studenții să poată învăța în alte țări europene, să acumuleze experiență internațională, să devină mai buni cunoscători, mai puternici, să aibă abilități, cunoștințe noi, multiple, să înțeleagă realitatea din alte țări. Uniunea Europeană ajută tinerii pentru a face proiecte de voluntariat, diferite stagii în alte țări, ajută tineri antreprenori cu fonduri europene pentru a-și lansa o afacere, ajută tineri fermieri de asemenea cu fonduri pentru a putea lansa o fermă, pentru a putea lansa o pensiune poate, a face o afacere în agroturism, a produce fructe, legume, a le exporta în toată Uniunea Europeană. Tinerii sunt principalii beneficiari ai procesului de integrare europeană și Uniunea Europeană ascultă și vocea tinerilor și face ea însăși după aceea ceea ce tinerii cer. În urmă cu 5 ani de zile am hotărât la nivel european că tranziția spre o economie verde, reducerea poluării, introducerea de surse regenerabile de energie, combaterea schimbărilor de climă, trebuie să devină o prioritate a Uniunii Europene, fiindcă tinerii ne spuseseră la alegerile europarlamentare în anul 2019 că vor ca Uniunea Europeană să facă mai multe pentru a proteja planeta, pentru a combate schimbările de climă, pentru a reduce poluarea. Și fiindcă tinerii au cerut asta, a devenit prioritatea Uniunii Europene. Uniunea Europeană evoluează, se modernizează, tocmai pentru a răspunde nevoilor tinerilor. De aceea, fiindcă anul acesta este anul european pentru Republica Moldova, avem referendumul în luna octombrie, dar avem și alegeri europarlamentare în 9 iunie, unde oamenii au șansa să iasă la vot și fiindcă toți cetățenii Republicii Moldova care au pașaport românesc au drept de vot, oamenii au șansa de a ieși la vot și de a spune că ne pasă de viitorul Uniunii Europene. Avem o părere, ne spunem părerea cu privire la cine să meargă în Parlamentul European. Anul acesta este anul european pentru Republica Moldova și de aceea noi ținem foarte mult să informăm corect oamenii cu privire la Uniunea Europeană, la șansele Uniunii Europene, inclusiv și în special pentru tineri. Vom informa oamenii și vom ieși în stradă, vom arăta mândri drapelul Uniunii Europene, vom spune că vrem integrare europeană a Republicii Moldova. La fel cum anul trecut am fost în Piața Marii Adunării Naționale în mai, am fost cu toții acolo, am fost și eu, la fel sâmbătă vom ieși la acest marș. Îl felicit pe Eugeniu Sinchevici pentru inițiativă. Totul este bine pregătit, este bine organizat și invităm cât mai mulți oameni alături de noi. Pe 1 iunie, la Marș pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, vom ridica drapelul Republicii Moldova, vom ridica drapelul Uniunii Europene cu toții și vom spune că vrem un viitor european pentru Republica Moldova și așteptăm pe cât mai mulți dintre dumneavoastră alături de noi și vă mulțumim! Da?
Bună ziua, stimată audiență! Eu mă numesc Pânzaru Carmen Emilia, sunt studentă la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău și astăzi mă aflu aici pentru a discuta despre viitorul Republicii Moldova și despre acel pas crucial pe care îl putem face pentru a ne asigura că acest viitor este unul luminos și prosper. Și vorbesc despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, un obiectiv esențial pentru dezvoltarea noastră economică, culturală și socială. Uniunea Europeană reprezintă o comunitate de principii și valori fundamentale, precum democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și libertatea individuală. Iar aderarea la UE ar însemna că Republica Moldova se angajează să respecte și să promoveze acele valori, ceea ce ar consolida democrația și ar oferi o garanție suplimentară pentru drepturile și libertățile cetățenilor noștri. Din punct de vedere economic, apartenența la Uniunea Europeană ar deschide noi oportunități pentru Republica Moldova. Accesul la piața comună europeană ar însemna noi locuri de muncă, investiții străine directe și dezvoltare economică accelerată. Fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene ar contribui la modernizarea infrastructurii, la dezvoltarea rurală și la creșterea competitivității economiei noastre. Un alt aspect crucial este acela că tinerii, după cum s-a mai menționat, joacă un rol important în acest proces de integrare europeană. Tinerii sunt motorul schimbării și al inovației, iar prin aderarea la UE, tinerii din Republica Moldova vor avea acces la o gamă largă de oportunități educaționale și profesionale. De exemplu, programul Erasmus Plus le va permite să studieze în universități de prestigiu din întreaga Europa și să câștige experiență internațională. În plus, tinerii sunt cei care vor beneficia cel mai mult din urma unei economii integrate și dinamice, care, la rândul ei, va crea noi locuri de muncă, locuri de muncă de calitate și va stimula antreprenoriatul. Energia, creativitatea și determinarea tinerilor sunt aturile de bază ale acestora și sunt cei care vor putea să-și construiască cariere de succes și vor contribui la dezvoltarea economică a țării. În concluzie, pot spune că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este doar o oportunitate, ci și o necesitate pentru viitorul nostru. Este o cale spre stabilitate, prosperitate și respectarea valorilor democratice. Iar tinerii noștri sunt cei care vor conduce această schimbare. Și vreau să vă îndemn să lucrăm împreună pentru a transforma acest vis în realitate, pentru binele nostru și pentru binele generațiilor viitoare. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Roman Andrei și sunt președintea Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă. Vreau să mulțumesc domnului deputat Eugeniu Sinchevici pentru această invitație de a merge împreună cu alte organizații, cu alți tineri de pe platforma parlamentară pentru a promova integrarea Uniunii Europeană. Integrarea Uniunii Europeană este un deziderat important pentru noi ca organizație și întotdeauna noi am spus că ne dorim în Republica Moldova o participare ca afară, o participare ca în Uniunea Europeană. Noi ne dorim educație ca în Uniunea Europeană, noi ne dorim drumuri ca în Uniunea Europeană, noi ne dorim sănătate ca în Uniunea Europeană, noi ne dorim tineret ca în Uniunea Europeană. Și fiind o organizație cu o viziune mai pragmatică, noi ne dăm seama că lucrurile acestea nu vor veni peste noapte. Pentru lucrurile acestea este necesar de muncit și este o direcție unde noi putem să ne racordăm la anumite standarde și idealuri deja existente. Noi vedem o soluție pentru Republica Moldova, acele modele de activism, acele modele de participare care sunt în Uniunea Europeană.
Noi ne dăm seama că pentru a avea acea educație, pentru a avea acea sănătate, pentru a avea acele drumuri, noi, în primul rând, trebuie să ne schimbăm noi ca mentalitate. Pentru că de aici pornește tot. Pornește de la a sesiza când vezi un caz de mită, pornește de la a lua o atitudine atunci când este o situație de abuz, pornește de la o decizie pe care o fiecare o ia pentru sine în fiecare zi. Noi ne dorim o comunitate și o societate proactivă, o societate unde tinerii, unde toți cetățenii Republicii Moldova le pasă de localitatea în care trăiesc, le pasă de țara în care trăiesc și sunt gata să ia atitudine și să lucreze atunci când este cazul pentru a o face mai bună. Noi ne dorim o conexiune cu organizațiile care fac lucruri similare în Uniunea Europeană și noi ca organizație ne propunem atunci când acea integrare europeană va avea loc să fim o portavoce acolo a intereselor tinerilor din Republica Moldova. Da? Pentru că este foarte important ca interesele de aici, ale noastre, a tinerilor noștri, să ajungă acolo la Bruxelles și să fie luate în considerare atunci când se iau anumite decizii. Și, iarăși, pentru asta trebuie să vedem care sunt modelurile de acolo de succes, trebuie să preluăm practicile de succes de acolo, trebuie să investim în organizațiile societății civile ca să aibă acea capacitate de a fi un actor important în promovarea democrației, în promovarea transparenței, în promovarea bunei guvernări, ca deziderat și ca valoare, Uniunea Europeană este foarte importantă. Noi ne dorim cât mai repede să ajungem ca țară acolo și să lucrăm împreună cu tinerii din alte țări UE la o dezvoltare inclusiv și a Uniunii Europene. Pentru că întotdeauna este loc de mai mult și întotdeauna este loc de progres. Noi ne dorim să vină în Republica Moldova mult mai multe programe și mult mai multe oportunități din partea Uniunii Europene. Chiar dacă noi ca țară beneficiem de anumite programe la momentul actual, chiar același program Erasmus+, unde tinerii de la noi pot pleca în anumite schimburi interculturale, dar în țările UE cu acele finanțări din cadrul programului Erasmus+, din cadrul programului Corpului European de Solidaritate, se realizează foarte multe lucruri necesare și utile pentru tineri. Noi ne dorim acces și la alte componente ale programului Erasmus+, care la momentul actual încă nu sunt accesibile pentru Republica Moldova. Sperăm foarte mult ca țările UE să susțină racordarea și accesibilitatea pentru Republica Moldova, poate și până la integrarea europeană, adică să se deschidă puțin portița și înainte ca noi să devenim țară membră UE, ca să putem urgenta cumva anumite lucruri, ca să putem intra mai pregătiți în Uniunea Europeană decât suntem la momentul actual. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă invit pe toți să ne vedem pe data de 1 iunie la marșul tinerilor pentru integrarea europeană. Eu vă mulțumesc mult. Aici activitatea noastră a luat sfârșit. Ne vedem pe data din 1 iunie, la ora 10:30, la UNIC. O zi bună tuturor! Eugen, felicitări! Bravo! Bravo! Felicitări! Bravo! Băi, și felicitări pentru implicare! Bravo! Ce faceți? Cum sunteți? Ne vedem toți sâmbătă, da? O să vin și eu. Plec acum după amiază la București. Noi avem campania pentru europarlamentari. O să fiu în țară, o să fiu în județul Neamț. Încerc să mă împart. Am două zile pe săptămână stau la București, să fiu la televiziune seara, să mă vad oamenii toată țara. Și cam 5 zile merg în campanie prin țară. O să fiu la Neamț și în alte județe încă. Și după aceea vine seara, revin să mergem împreună la marș.